bărbat, soț, tată. Cu siguranță ne dorim ca copiii noștri să vorbească la înmormântarea noastră și să nu trebuiască să mintă. Tata a iubit-o pe mama, tata a fost răbdător, tata ne-a îndreptat către ce e bine și ne-a ferit de rău. Tata ne-a arătat adevăratele valori ale vieții, tata ne-a apropiat de Dumnezeu. Asta este aventura în Delta Dunării, un loc în care să dai față în față cu propriul tău caracter și să fii nevoit să crești. În ediția de anul acesta din Delta Dunării o să fim 18 băieți de prin toată țara, ba chiar îl avem și pe Mada din Spania. Deci, Adi, tradui tu, Mada, cum ți s-a părut pentru a doua oară în excursia asta? Sí, me pareció un buen, una buena aventura y, y un tiempo de, de mucha calidad. Da, mi-a plăcut foarte mult aventura și a fost un timp de calitate. Experiencias de inolvidables. Experiențe de neuitat. Buenas conversaciones sobre cómo ser un buen esposo, un buen marido y un buen padre. Tatăl meu m-a învățat că trebuie să țin la prieteni. Aici publicul! Foarte bucuros să fiu a doua oară în Delta cu voi. E fain că e o aventură cu scop, cu intenționalitate, în a avea conversații de calitate. Foarte bucuros să cunosc oameni noi. Hai, să pornim la drum! Hit it, boys! Ne-am trezit de foarte de dimineață, am avut plecarea la ora 5 fix din Brașov, din Codlea, și am plecat către Tulcea, de unde a urmat să ne îmbarcăm. Au venit canoile, sunt aceleași canoe pe care le luăm în fiecare an. Vă las un link în descriere, îl găsiți pe Ștefan acolo. Ideea este că fiecare și-a pus lucrurile în canoe. Grupurile sunt 2 câte 2, suntem 16 astăzi. Mâine o să vină Octav și cu Cosmin. Prima zi a fost una destul de grea, pentru că a trebuit să vâslim aproape 20 de kilometri. Am plecat de la Tulcea și am coborât pe Dunăre, apoi am intrat pe brațul Sulina, iar mai târziu pe canalul Arhipenco. Și bine că apa era liniștită. Să avem Dunărea atât de liniștită și noi să putem vâzli în treaba noastră, vorba lui Adi, fără apă în barcă, fără valuri mari, fără chinuială, fără nervi, extraordinar. Delta nu mai este ce a fost, s-a liniștit tot, nu se mai combina apa, am impresia. De la an la an devenim din ce în ce mai profesioniști, putem să facem și rafting. Atenție! Spre Partizan! Traseul total trebuie să fie undeva la 60 spre 70 de kilometri. Asta dacă nu o să ne împodmolim undeva pe drum și nu o să ne ducem planurile la finalizare. Și am ajuns la Corja, la locul de campare, unde am avut și o masă pescărească adevărată. Nu știu ce părere ai, ți se face poftă la cum arată mâncarea și cum e gătită? Băieții la masă! Haideți că ciorba-i gata! Deci ăsta este unul dintre momentele pentru care se merită să înduți țânțari, căldură, deci chiar face toți banii. Wow, excelent! Foarte bună! Serios, foarte bună. Adevărul e că să nu mănânci nimic toată ziua și să mănânci la ora asta, cum ziceam, cred că pământ prăjit de primeam era bun oricum, dar chiar e bună. From the beginning. Delta e un fel de Amazonul Europei, atât cât țânțarul e cel mai periculos animal, dar mai bine tac și vă las pe voi să vedeți cât de frumos e. Am urcat pe albi în sus, nu știu, vreo 10 minute. Și colegul nostru nu e. Ce mănați mâncaia ciorba? Ciorba aia pe care am mâncat-o ieri este cu apă de aici. Nu-mi venea să cred. Adică ei au luat apă de aici, a lăsat-o să se scurgă pământul și ce mai era prin ea, și după aia a făcut ciorbă cu ea. E puțin rece. Ce vorbeam aici cu băieții este că fetele în general sunt geloase pe băieți, pentru că băieții știu să se distreze cel mai bine. Acum fetelor, soțiilor noastre, le transmitem toată iubirea noastră, da. Și abia așteptăm, da, să ajungem acasă. Să nu fie teamă să păreți ridicol, că noi de-aia ne distrăm, să părem ridicol. Băi, cum a fost ciorba? Hai. Ciorba cum a fost? Bă, da. Gen? Ți-o arată băieții imediat că mai au un pic. Nici o diferență. E cam de două persoane punctul ăsta. Tata, ce fain e, ce fain vă distrați. Îmi place mult aici. Mă bucur să vă placă. Bine, pa! Exact, un alt motiv pentru care mergem în Delta deja pentru al 5-lea an la rând este că ne distrăm fain.
Nici o delta nu are cum să înceapă fără să fim echipați. Avem dress code, toată lumea trebuie să fie îmbrăcată în alb. Astăzi o să avem toți tricouri la fel și unii o să se diferențieze față de ceilalți că vor fi numiți veterani. Avem unii care sunt la a 5-a delta și unii care sunt la a 4-a delta. Brody Sani! Începe să fie o tradiție ca voi să întârziați să veniți a doua zi. Ce facem cu ei? Salutare! Și ca noi să venim împreună mereu. Anul ăsta aveți echipament. Tricou, unde e tricou? Stați așa. Unde e tricou? Anul ăsta ați fost decorați cu pălărie de veteran, aveți 5 delte. Wow! Ce onoare, 58! Îl avem pe Adi. M-am înnoit? Ești veteran, 5 stele. Cristi, veteran de 4 stele. Mirel a venit de la Cluj. Vă dați seama că este ora 8 dimineața și el a plecat de la Cluj azi noapte, a dormit o oră. Mirel, tu ești veteran. Liviu este foarte talentat pe tot ce înseamnă piele. O să vă las un link în descriere și aici pe ecran ca să mergeți să descoperiți toate produsele pe care le face el. Așa că fiecare are o brățară. Vai, dar nu trebuie să deranjează. Asta o am de anul trecut. Ieșirea asta în Delta pentru mine înseamnă foarte mult. Bă, ce fain arată Liviu, e superb. Delta 2023 Canoe Adventure. Sunt prea noit așa brandui, nu vine să mă mocirlesc, să mă... Și tricou? Este! Veteranii! Bă, dar ce curat sunteți, bă! Sunt mai murdar ca voi. Asta e a doua zi, o să avem 5 zile. Pentru mine, Delta 2023 a fost foarte greu la început, pentru că am venit de departe și lucrurile pe care le-am învățat în această Delta a fost că ca să ajungi într-un loc unde tu îți dorești și ai un scop pentru a ajunge într-un loc, trebuie să muncești și să perseverezi în lucrurile pe care le dorești. Am învățat lucruri faine în ceea ce privește viața de căsnicie, în viața de bărbat, de tată și am putut să aflu experiențele celorlalți. Am putut să împărtășesc și eu la rândul meu experiențele mele și temerile mele și așa ne putem încuraja unii pe alții. Un alt lucru pe care l-am învățat este că ai nevoie de comunicare, pentru că anul ăsta am fost atât de mulți. Poate a fost mai greu să ne organizăm, să știm unii de alții, dar în final cheia este comunicarea. Și cred că asta a făcut să fie un lucru minunat și în final să ne simțim bine, să ne bucurăm de acest peisaj, de această minunăție pe care Dumnezeu a lăsat-o la noi în țară, Delta Dunării. Ieșirea în Delta a început de la nevoia noastră de aventură, dar nu am vrut să ne limităm doar la o băiețială și cu timpul scopul ăsta s-a definit tot mai bine. Pe lângă faptul că ne punem la test corpul, ne punem la test și caracterul. Știi, într-un context ca ăsta nu are cum să nu existe posibilitatea de a ieși scântei, dar asta e și provocarea, să te unești, să te implici, să sfătuiești cu dragoste un prieten și mai ales să te lași sfătuit și să primești mustrarea. Da? Ce e fain la excursia asta este că fiecare este un personaj. Cu bune, cu rele, cumva cât de diferit suntem, e provocarea ca să ne unim și este ceva superb. Mi-a plăcut a venit când am auzit că vine și Mada, că el a fost în prima sau a doua aventură și na, faptul că rămâne unită echipa de veterani, da, așa, o senzație. Entuziasm. Dar să funcționeze bine o echipă, trebuie să fii maleabil. Să arăți flexibilitate, și respect și e și dragoste. E un echilibru, cumva. Că e și distracție, dar sunt și oameni serioși, știi? Și ai și lecții de învățat. Vreau să zic că sunt mândru de tine. Suntem la a 5-a ieșire în Delta, a 5-a. Îți imaginai tu că o să ajungem noi să ieșim de 5 ori în felul ăsta. Tradiția must go on! Băieții, fiți atenți acum între piense. Liviu, peste 3 săptămâni, se căsătorește. Liviu Ivca! Eu sunt pentru al doilea an în Delta și m-am bucurat foarte mult de echipa pe care am format-o cu Mada. A fost și ușor, dar și greu și cred că ăsta e testul bărbăției, să duci până la final ceea ce începi. Foarte fain au fost discuțiile de seară, cred că asta m-a făcut să fiu mai pregătit pentru evenimentul pe care l-am în 2 săptămâni, nunta mea. Am avut parte de consiliere premaritală și au fost niște discuții foarte faine pe care nu le-am știut și care cu siguranță să mă ajute în căsnicie și chiar îți mulțumitor Domnului că am putut să vin anul ăsta în Delta.
Poate că Liviu abia intră în căsnicie, dar și pentru noi restul care suntem căsătoriți de mai mult timp, drumul învățării și evoluției nu se termină niciodată și trebuie să ne recalibrăm direcția tot timpul. De la Corja, locul unde am campat aseară, și mergem către următorul loc, habar n-avem unde. Așa e, în Delta, îți faci niște planuri, dar nu prea știu unde o să campezi. Ideea e următoarea, avem pește. Asta înseamnă că o să ne apucăm de gătit. Știi cum e? Acum este mare, mare fericire și după vreo 20 de minute e mare, mare incertitudine. Suntem pe un canal pe care de obicei nu merg bărși cu motor, pentru că este mult prea mică apa. No, abia mergem noi cu canoia pe aici, printre astea. Și va trebui să găsim un loc de campat, dar unde să campezi aici, zici și tu. Băieți, țineți pasul! Dați vâzle! Au rămas un pic în urmă ceilalți. În partea asta, dacă vedeți voi, se vede lumina. Asta înseamnă că în partea aia nu e chiar atât de multă vegetație. Cumva, vezi, deasupra noastră e vegetația maximă. Oricum, ăsta nu este loc de dormit. Asta e clar. Mai avem încă vreo câteva ore de lumină. Deci traseul, cumva eu îl fac așa după Google Maps, știi? Din ce văd și eu, dau zoom acolo și maxim și zic, vă, pe aici ar trebui să fie apă. Acum, anul ăsta, avem noroc că Dunărea este destul de umflată și aici este apă. Că pe Google Maps arată că nu este apă. Deci am luat-o așa, la risc. Oh, am reușit să prindem puțin de semnal și am văzut că puțin mai în față ar trebui să fie un lac și pe malul lacului ar fi șesn, ar fi bine de campat. După cum vedem din dronă, e stuf cam peste tot. În lacul ăsta chiar n-avem unde. Pe Google Maps arată uscat. Numai că când s-au făcut pozele din Google Maps, cred că era un an mai secetos. Că acum nu ieșesc deloc. Nu e nimic uscat, e numai stuf. Problema cea mai mare din toată experiența asta este că atunci când ești în stuf și în sălcii, sunt foarte mulți țânțari. Păi nu, iubita mea, nu găsim loc de campare, suntem așa, nu știu cum să zic. Ești bine în rest? Da, sunt foarte bine. Apoi vi-o cam faceți cu mâna voastră. Ce bine e acasă? E bine acasă, da. Cristi! Mamă, prind! Mamă, Cristi l-a prins pe crocodil de gură! Mamă! Au, Cristi! Mamă, Cristi, ce tare ești! Stai, mă, că mă doare, nu mai au! Mă termină, mă, glumești, Doamne! Mamă, ce scenariu am avut în cap! Ca să fie și mai frumos, a început ploaia. Ploaia, s-a pornit și vântul și ce tot. E fain este că chiar dacă unul dintre noi este mai low, așa ca și vibe, trebuie să se găsească unul care să fie mai pozitiv. Și asta e fain. Unde vom sta? Unde vom sta? Unde găsim noi loc de campare? Și într-un final am găsit un loc de campare. Este bombă locul pe care l-am găsit. Deci de vreo 2 ore, cred că, încercăm să găsim un loc și aproape că ne-am pierdut speranța. Dar iată că am găsit un loc ușes. E foarte fain, avem și un loc acolo de făcut focul. Acum toată lumea trebuie să facă primul lucru. Trebuie să pună cortul și următorul lucru ne apucăm să facem mâncare. Vedem și apusul. O responsabilitate, unii o să facă rost de lemne, unii o să facă focul, alții o să pregătească cartofi, alții o să pregătească peștele, punem în mălai, pregătim ceaunul și toate chestiile astea și încheiem ziua de azi. Haideți puțin să ne organizăm. Alin și cu Corneluș bagă cartofi, taie. Ia uitați aici. Asta e un computer CNC, eu inventam. Sunt operator CNC în seara asta. Da. Hop, în timpul ăsta, eu cu Cristi Corneluș va trebui să curățăm peștele. Avem nevoie de 2 crăcane și să punem uleiul la încins. Adi Hârlea este șef la lemne cu Cristel și cu, uite, Mada se bagă. Mamă, este mare, mare, mare zarvă aici, dar cât de dezorganizat părem, să știi că suntem mega organizat. Aici este Adi, prietenul meu de suflet, veteranul. El tot timpul este șeful la lemne. Vă vine să credeți că un bucureștean crescut la bloc poate să fie atât de profesionist la tot ce înseamnă lemn? Eu, care crescut la țară cumva, mă face de râs, ce să zic. Deci eu am venit primul an, nu mi-a plăcut, am plecat acasă după 2 zile. Anul ăsta am venit, șmecherul de tot. Chiar mi-a plăcut. A fost fain, dar nu mai venim la anul. Venim. Dacă se ieftinește, venim.
Cumnatul meu, Marchiz, se ocupă de lămâie. Da. Nu se poate să mănânci pește în Delta Dunării fără să te ocupi de lămâie. Sau usturoi. Acum, Danila, verișorul meu. Mare artist în mujdeiuri. Exact. Mujdeiul este o chestie de talent, de artă, să-l faci frumos, să fie nu doar așa un, un usturoi, bătut. Bărbații adevărați au inițiativă. Bărbații fără inițiativă nu sunt bărbați. Așa că fiecare are responsabilitatea să-și caute rolul pe care trebuie să-l îndeplinească în tot ce înseamnă gătit aici. Nu ești mai prejos dacă cureți peștele, nu ești mai prejos dacă te ocupi de lemne. Fiecare trebuie să-și găsească rolul și fiecare funcție este total importantă. Bun, eu cu Cristi, cumva, conform tradiției, ne ocupăm de pește, noi îl curățăm și îl dăm prin mălai și îl condimentăm și așa mai departe. Anul ăsta avem niște crap. Crapul este un pește clasic, super, super clasic. Mamă, ce gaură e aici, bă! Îți găseam câți din gaură. Și tu? M-am zgâriat. Deci avem un pește, un crab bio și trei curățat. Bineînțeles că mie îmi place să mănânc în Dubai, în fine dining, curat, dar nimic nu se compară cu a fi cu băieții, cu prietenii tăi, într-o ieșire din asta în Delta Dunării. Și asta nu înseamnă că este mizerie. Adică chiar dacă vezi că noi facem așa, curățăm astea, în momentul în care l-am băgat în tigaie, în ulei încins, la revedere, s-a dus, orice chestie. Asta este papa pentru pește. Câți pește ai prins azi? Am prins vreo 13 în total, crap, biban, clean, mult pește. În Delta Dunării e viața lor. Mamă, ce lemn ai aduc băieții. Naute, asta este unul din momentele astea de unitate în care toți trebuie să fim implicați la gătit, că altfel nu mâncăm. Iar dacă vine al patrulea an, de fiecare dată pentru mine e o provocare nouă Delta. E o chestie super tare că mă scoate din zona de confort. Și cel mai mult mă bucur și eu, cum zicea și Filip, de discuțiile foarte productive pe care le avem cu băieții, foarte vulnerabile, foarte sincere. Și așa, de la egal, de la egal. Îmi place spiritul ăsta de echipă și îmi place așa cum Paul ne provoacă să ne organizăm când ajungem la un loc de campare. Băi, care adună lemne, care pregătește mâncarea. Chestiile astea că funcționăm foarte fain împreună. Și îmi place și chestia asta, chiar dacă vin oameni noi, vezi așa diversitatea asta care se combină foarte fain. Bun, ok, un mic update. Toate corturile sunt puse, încă este lumină, soarele a apus. Aici este focarul pentru tigaie. Crăcanele le pune Alin pentru ceaul. În ceaun vom face cartofii prăjiți. Nu ia uitați voi aici muncă de echipă. Fiecare câte ceva, bravo, bravo băieții! Nu cred că am prins cadre chiar cu toți băieții, dar chiar toți au fost implicați, să știți. Cristi are puterea de a nu se opri, înțelegeți? Adică eu cumva am încercat, am făcut tot ce am putut, am muncit. E perseverent. Dar cumva parcă acum mine să stau jos și zic, mama, aș mânca și m-am oprit, înțelegeți? Pe când Cristi, el nu se oprește. El până nu o să termine ultimul pește de prăjit, nu se oprește. Și cumva fiecare băiat care vine în excursia asta, să o numim așa, are câte o super putere. Wow! O experiență extraordinară și anul ăsta. Zone diferite, canale diferite, experiențe diferite. Ne bucurăm, suntem bărbați, aventurieri, însă în momentele astea grele învățăm cum să devenim bărbați, soți mai maturi și cum să luăm inițiativa, să luăm decizii bune în situații, grele. Și m-am bucurat mult să pot să am ocazia asta să inițiez un prieten de-al meu, nu doar în aventura asta în Delta, însă să ne dezvoltăm frumos în mod spiritual și în a deveni bărbați mai maturi. Foarte bun. Usturoiul bombă. Ăsta e pește prins de noi astăzi din Delta. Foarte bun. Sos de usturoi făcut de Danila. Și cartofi prăjiți. De noi toți. Foarte bun. Totul e farfurie super bio făcută de Paul Mateș. De Jumbo. Mi-mi place foarte mult Delta și m-am bucurat tare că mi-ai lansat această provocare și a fost un timp foarte fain. A fost o combinație perfectă de aventură, în sălbăticie, împreună cu o echipă foarte faină de băieți. Am avut discuții faine, a fost un timp super fain. Abia așteptam viitor. Mi-a luat ciuca aia care am prins-o. E bonceat, n-am mâncat ciuca. E păstră. Ce, 50 de lei pe doză de colarece acum. Auzi la Mirel, ai dat 50 de lei pe colarece? Sincer? Aș da, aș da. Mamă, ce aș da 50 de lei pe colarece? A treia experiență, cred că, da. Există două constante aici, oamenii foarte faini și țânțarii. De ăștia nu scapi. O, ce-ar fi. Cred că mi-a plăcut mai mult în ieșirea asta. De ce?
pentru că au fost discuții foarte faine cu băieții. Am avut niște discuții așa pe teme de ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să faci față provocărilor din zilele noastre ca și bărbat, și chiar au fost discuții profunde. Hai să vă arăt vreo 2-3 cadre așa cu locuri frumoase. Da, astea sunt pe niște lacuri. Dar acum haideți să vedeți și puțină transpirație și puțin nervi, așa că nu e totul numai liniște și frumos. Acum am intrat pe un canal pe care nu știu dacă a mai fost cineva în ultimii câțiva zeci de ani, că numai cu canoe ai putea să mergi pe aici. Un loc mai larg, dar uite ce urmează în față. Da. Eu cu Cosmin suntem deschizătorii de drumuri aici și uite, a căzut salcia asta și nu putem să mergem mai departe, că e prea mare stufărișul. Reușești, Cosmin? Da. Băieții, un aplauz pentru Cosmin! Bravo! Gata! Deschizătorul de drumuri! Mersi încă o dată că m-ai invitat și anul ăsta. Al cincilea an, mândru, am și primit o pălărie de veteran. Pentru mine, personal, a fost destul de greu să fac lucrul ăsta posibil, a ajunge încă o dată la încă o aventură. Am venit după două zboruri, l-am luat pe Octav de la aeroport, care și el venea la rândul lui după câteva ore de zbor. Am luat mașina, am fugit repede, voi ne-ați așteptat. Pe lângă toată aventura asta pe care o facem noi și băiețeala și glumele și la un moment dat sunt niște bătăi psihologice în capul tău că e greu, vrei să te oprești, nu mai e chef, ăla întârzi, ăla... Sunt toate discuțiile pe care le avem la Foc Saras constructive și ne ajută să ne dezvoltăm și să învățăm de la fiecare în parte, să, să punem câte un plus la, la minusul pe care îl avem noi. Și foarte un brainstorming foarte bun, având în vedere că suntem un echipaj de 18 persoane, la cât mai multe ieșiri. Deci, după 5 ore de vâslit, am ajuns într-un sat, un sat Măliuc. Mă simt ca cam 18-20 de ani în urmă. Sau chiar mai mult. Străzi de pământ, poți să-ți lași totul afară, parcă, nu cucă nimeni. Le-a pe toate. Ați un magazin aici. Ce pare că aici la frigider, totul are ce. Mamă, ce cald a fost astăzi. Tricourile încă mai rezistă. Bă, ce fain e că avem bani românești de plastic, că se udă și noi pierdem. Mamă, deci nu poți să-ți imaginezi ce tare este să bei ceva rece după toată căldura asta și toată chestia asta. Wow. Ce bine să bei ceva rece. Ceacalul. E prima dată când venim în Delta. Când am ajuns, am crezut că așa e bărețeală, cu să ajungi de la A la B, să, na, caterincă. Dar mi-a plăcut și discuțiile pe care le-am avut la foc, discuții despre familie, despre experiența altora. Și chiar m-am învățat multe chestii. Bun, deci am ajuns la Gorgova. În partea asta este brațul Sulina și aici este un cănălaș perpendicular exact pe braț. Măcar n-ai cum să treci cu canoele, trebuie să treci peste dig. Uite, acum deja sunt băieții acolo cu patru canoe, se urcă în ele. Hei, rob! Așa, băi, haide! Doar asta a fost tot. 50 de metri, să le cărăm. Hai sus! Hai, bărbăție, bă! Hai să-mi ascund unghiile astea, că pot umple un bidon de nămol cu ele. Ia uite-le și pe ale mele. Ce să zic, m-am bucurat de natura pe care am văzut-o, l-am văzut pe Dumnezeu în jurul meu, în creația lui. L-am văzut pe Dumnezeu în oamenii din jurul meu. Toți cei care au fost invitați la ieșirea asta sunt oameni deosebiți, oameni faini, oameni de la care ai ce învăța. Cumva doar țânțarii au fost în plus, nu știu cine a invitat. Da, suntem pe lacul Gorgova și o să avem de mers cam vreo 5 km către o zonă, lacul Potcoava de Sud sau ceva de genul ăsta. Mamă, în ce loc superb am ajuns! Tricourile miros din ce în ce mai tare. Vă băgați în apă? Bravo, Ale! E prima oară când am venit cu băieții, am bucurat de invitație și de experiență. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost, bineînțeles, aventura și experiența culinară așa tradițională la grătar cu băieții, pe captură proaspătă și să-mi scalde trupul peste tot prin sălbăticie. E o pasiune de-a mea, dar aventura întotdeauna am căutat. Am mai fost în Delta, dar acum a fost diferit. Hai!
E efectiv o comedie, mă, fiecare secundă. Deci am ajuns cumva, nu știu, pe o pajiște de vaci, abar n-am, chiar ce faci mai încolo. Facem tabăra. O experiență extraordinară, cu niște oameni chiar extraordinari, cu un echipa super, cu Danila, super fain, oameni fain, o experiență super, super, super tare, o experiență deosebită. Această experiență cred că o faci odată în viață, băieți primitori, mămăligă bună și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne întâlnim și la următoare. Fain poveste și fain așa situație cu orice, cu toată echipa asta și cu toate diferențele astea de vârstă și toți cu poveștile lor diferite, cu ideile diferite. Sunt, cred că, mii de oameni care ar vrea să trăiască experiența asta. Da, și erau oameni pe marginea drumului. Și erau, dădeau bani pe bărcile mari și s-ar fi bucurat să fie ca noi. Aia vorbeam cu ei, că chiar ne-a dus o barcă ca noi. Astăzi. Cum am fost noi azi, a fost cea mai frumoasă zi, cea mai frumoasă experiență și ne și bucurăm de pește natural. Mare satisfacție, a avut-o că a prins mult pește, da, a zis, da, bă, da, aștept, da, o săptămână aici. Asta este a treia noapte, Cosmin aici cu băieții fac ochiuri, iar mai devreme aici am făcut mămăligă. Cam aici este campul nostru, da, e fain. Unde, bă? Bă, nu știu, dacă aerul îi dă gust așa de bun, dar eu cred că băieții au făcut o treabă extraordinară. E extraordinar, super, nici n-am mâncat din ea. Dar știi că e bun. Știi că e bună. Veteranul! Mâncarea copilăriei. Cu asta ai crescut? În Bihor se mănâncă mult orez cu lapte, gris cu lapte, mămăligă cu lapte, totul cu lapte. Și uite așa s-a încheiat drumul nostru de vâslit, de 68 de kilometri de la Tulcea până la Murighiol, dar așa, pe ocolite, bărbat, soț, tată. Sunt sigur că te întrebi, bă, dar unde-s momentele alea pe care le laudă toată lumea? Ei bine... Nu sunt, pentru că e adevărat, nu le-am filmat și mai adevărat că nu le-am filmat intenționat, dar mi-am dorit să nu strig momentul și să rămână ceva personal între noi ca băieți în vulnerabilitatea noastră, dar nu uita ce am zis la începutul videoului. Sigur ți-ai dorit ca copiii tăi să nu trebuiască să mintă la înmormântarea ta, așa ne dorim și noi și știm că Dumnezeu își dorește ca fiecare să creștem și să se vadă tot mai mult chipul lui Iisus Hristos în noi. Da, ne vedem la anul. Pa, pa!